În timp ce sudul țării fierbe la temperaturi caniculare, în Maramureș și inundațiile au măturat tot în calea lor. O ploaie torențială care a durat un sfert de oră a făcut prăpăd în localitatea Borșa. Umflate de ploi, apele au ieșit din matcă și s-au revărsat pe străzi și în gospodării. O ploaie torențială de 15 minute a făcut prăpăd în localitatea maramureșană Borșa. Cantitatea mare de apă care s-a acumulat în scurt timp a transformat străzile în râuri, care au măturat tot în calea lor, de la podețe și bușteni până la animale cu tot cu adăposturi. Apele au năvălit în curțile, casele și beciurile oamenilor și au distrus culturi și livezi. Câțiva localnici au rămas captivi în propriile case după ce accesul le-a fost blocat de buștenii purtați de ape. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodăriile afectate. Mai multe excavatoare au fost trimise în zonă pentru a îndepărta buștenii aduși de ape.